Eu trebuie să mă duc la muncă acum și vine să aibă grijă de bunica mea. Alo? Bine, aici vine. Pentru îngrijirea unor bătrâni, unor oameni vârstnici. Sunteți om vârstnic? Salut tuturor și bine v-am găsit la vlogul de 100.000 de abonați. În sfârșit am făcut 100.000 după 3 luni de YouTube. Suntem aici cu prietenul nostru Alex Bratu, dați și lui un follow pe Instagram, pentru că el ne va ajuta, ne va fi complice în farsa pe care o voi face lui Teo și lui Montrei. După cum ați văzut și din titlu, vlogul de 100.000 de abonați va fi o farsă pentru Teo și Montrei. Dacă stați bine să vă gândiți cine m-a urmărit de la început, primul vlog pe care l-am postat ever pe YouTube a fost o farsă, tot lui Teo și lui Montrei. Farsa de azi va fi tot la telefon, deoarece suntem în carantină și nu prea aveam altă variantă. Și am găsit cea mai perfectă variantă să le fac această farsă, deoarece are legătură și cu situația în care suntem, cu declarațiile și cu interzicerea ieșirii și deplasării și așa mai departe. Bun, dacă vreți să dați direct la farsă, dați chipul minu, că vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și m-a susținut, că dacă n-aveam susținerea voastră, nu mai continuam, jur. Eu am vrut să mă apuc de vlog din clasa noua, dar am zis, bă, sigur nu o să am succes și nu o să fiu urmărit și nu suport să n-am succes în ceva. Așa că am așteptat până am zis eu că sunt sigur că o să mă urmărească oamenii și așa, și atunci m-am apucat de YouTube. De asta zic că vă mulțumesc pentru susținere, pentru că am făcut într-un timp relativ scurt, gen doar 3 luni, 100.000 de abonați, mi se pare wow. Bun, hai să vă zic povestea acestui prank. Deci, acum câteva zile m-a sunat Armand, pe Armand Drăciț de la primul vlog, cu numărul lui Teo, adică m-a sunat efectiv Teo, apărea că mă sună Teo, și de fapt era Armand și mi-a făcut o farsă, gen că Teo a fost răpit sau ceva gen, o farsă foarte prostă de altfel, Armand, mi-am dat seama imediat. Deci, vă jur că nu este niciun fel de colaborare sau reclamă plătită la această aplicație, eu chiar o să plătesc apelurile astea. Deci, ca să înțelegeți, aplicația asta, eu vă pot suna pe voi cu numărul mamei voastre, de exemplu, sau orice alt număr. Gen, Armand m-a sunat cu numărul Teo și m-am gândit așa să le fac o farsă, să-l sun pe Teo sau pe Montrei, de fapt pe amândoi o să-i sun, îl sun pe Montrei de pe numărul lui Teo și Alex, care e aici cu noi complice, se va da un agent de poliție și gen îi va spune lui Montrei, sunt agent nu știu cum, Teodor Zeciu a fost surprins în afara locuinței și a scris pe declarație că va merge la adresa dumneavoastră. Și ce o să zică Montrei atunci? Îl salvează pe Teo să-i zică că da, vine la mine sau nu să-l salveze? Hai să vedem dacă sunt prieteni adevărat sau nu. Vă facem aici o demonstrație, îl sun pe el. Bun, deci sună Ionuț Dima, da? Acum am sunat de pe numărul meu. Protejăm numerele să nu se vadă, avem voce high, foge de femeie. Mai avem doar 1 minut 20 de sunat, dar o să mai cumpăr mai multe. Bun, și acum hai să vedem dacă sună. Uite, sună cu my sister, cu numărul surorii lui. Deci efectiv sunt de la mine de pe telefon și apare sora lui, vedeți? Bun, deci nu mai avem minute. Vom cumpăra cu cât? Vom cumpăra cu 25 de lei, de ce nu focalizează? Vom cumpăra încă 15 minute de vorbit. Bun, deci fii atent, gen, eu nu pot să sun cu vocea mea pentru că mi-a recunoaște, știi? O să sun tu, că nu-ți recunoaște vocea, clar că nu-l cunoaște nici Teo, nici Montrei. Gen, tu o să-i zici lui Montrei că a fost oprit și că adresa de declarație e la Montrei acasă, știi? După aia, dacă zice Montrei că da, la el acasă vine, îi zici că a trecut că îngrijire bătrân și dacă dă declarații false va fi sancționat și așa. Bun, deci haideți că mai facem o recapitulare și dăm drumul la apel. Bun, deci îl vom suna pe Teo. Îi zici că riscă Montrei o sancțiune de 2000 de lei, da? Da, m-am băligat. Alo, bună seara, agent Barbu Ion. Alexandru a fost oprit pentru verificarea declarației pe propria răspundere. Așa, vă ascult. Aici scrie că merge la adresa... Riscă o amendă de minim 2... Bine să-mi aducă ceva. Da, știți că riscă o amendă de minim 2000 de lei. Păi de ce riscă? Aici scrie că merge pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Sunteți persoană? Uite. Alo, mă auziți? Da, vă aud. Eu trebuie să mă duc la muncă acum și vine să aibă grijă de bunica mea. Păi și stați, vine dumneavoastră să aibă grijă de bunica dumneavoastră? Da, păi suntem prieteni de familie de mult timp. Dumneavoastră aveți declarație? Da, de ce râdeți? It was at this moment that he knew. Mă râs foarte serios, dar mi se pare ciudat. Dar puteți să nu-l dați puțin pe el la telefon? Nu se poate. Nu se poate, de ce? De ce nu se poate? Alo, mă auziți? Alo, da, știți că dacă facem o verificare ceva și nu este adevărat, riscați și dumneavoastră o sancțiune. Da, dar de ce nu este posibil să nu-l dați pe el la telefon? Bă, s-a prins, bă, te-am ciocănit. Bine, nu te-am ciocănit, că ți-ai dat seama oarecum.
Nu sunt lângă Montre, gen am găsit o... Râsul, da, l-a bumnit puțin râsul. Dar fii atent, frate, am găsit o aplicație gen care te sună cu numărul lui Montre. Că asta a fost toată schema prank-ului, că te-am sunat cu numărul lui Montre, știi? Vezi tu că te-a sunat, ca să crezi că e lângă el. Că știi că știai că eu nu ies din casă și așa, știi? Da, ți-ai dat seama că a râs puțin. Bă, dar ești nebun, după aia intrai la declarații mincinoase. Ai fost de bun rău de tot. Pe bune? Păi, trebuia să-l salvezi pe nebun dacă era de... Păi hai să vedem dacă te salvează și el, că-l sunăm și pe el acum. Știu că te băgai și mai rău, da, pe bune. Bine gură, hai că ne vedem pe clipul. 200.000 de subscriber, te pup. Băi, Teo mi-a dat o idee bună. Ca să fie mai credibil, haideți să-l sunăm pe Montrei gen după 10 seara, că știți că după 10 seara chiar e interes să pleci, că așa nu prea e plauzibil de ce riscă și el o sancțiune și așa mai departe. Așa că o să-l sun eu după 10 seara de acasă, că nici eu n-am voie să ies din casă și știți ce o să fac? Gen, o să pun de pe aplicație, o să pun voce groasă de bărbat și așa o să fie și mai credibil, ca și cum ar fi un agent de poliție, știți ce zic? Bun, deci revenim și cu apelul lui Montrei pe la 10:30. Bun, deci am revenit la farsă și am revenit cu un plan. Deci l-am luat complice pe Teo să scrie pe grupul nostru că se duce până la iubita lui în Vitan, care e pe lângă zona unde stă Montre, așa că se leagă puțin cap la cap, adică dacă o să-l sunăm s-ar putea să facă niște legături el rapide în cap. În al doilea rând, dacă tot am plătit aplicația asta, o să ne ajute să nu ne recunoască vocea, gen. Vă arăt imediat. Alo? Alo, bună seara, domnul Montre? Deci această aplicație ne va face vocea groasă, ascultați. Bună seara, domnul Montrei, sunteți la telefon? Deci efectiv n-are nicio treabă cu vocea mea, e o voce groasă și o să ne ajute să nu ne recunoască vocea. Bun, am setat aplicația, îi zic bună seara, domnul Alex, sunt agent Ionuț. Hai să nu zic Ionuț, că-i dă seama. Îi zic Tsunoi, e Ionuț invers. Îi zic agent Tsunoi, nu știu ce. Teo declară că vine la dumneavoastră, ce aveți de zis în apărarea dumneavoastră, ceva de genul. O să vedeți, o să fie tare. Bună seara, domnul Alexandru, vă reținem doar 2 secunde. Agent Tsunoi de la rutieră. Vreau să vă spunem că domnul Teodor Zeciu a fost oprit pentru verificarea declarației pe propria răspundere, iar aici declară că merge la adresa de care este adresa dumneavoastră, Alexandru. Este adevărat că acolo merge? Bă, nu știu. Poate da, poate nu, nu știu nimic. Vă rog frumos, fiți serios, Teodor riscă o amendă de 2000 de lei, deoarece a fost surprins după ora 22. Acum nu știu ce să zic. Aveți grijă că se poate lua în considerare ca o declarație falsă. Din partea mea sau? Din partea dumneavoastră. Atunci cred că vine. Poftim? Vine, aici vine. Da, dar pe declarație spune că vine, scrie clar vine pentru îngrijirea unor bătrâni, unor oameni vârstnici. Sunteți om vârstnic? Păi am bătrânit ceva, cred că da, am nevoie de ceva ajutor și na. Vă rog frumos să vă păstrați seriozitatea. Bă. Sunt Dima, bă, am vrut să te ciocănesc, da. Te-ai prins? Te prinsesei? Da, că la prima de 3 cuvinte am zis, hai să o dau la ceas, vedem. Da, faza e că mi s-a părut că ai putea să te prinzi pentru că gen te-am sunat după numărul Teo. Dar ce crezi, eu nu sunt cu Teo, gen am cumpărat o aplicație care poate să sune de pe numărul altcuiva. Nu știam, frate, nu mi-am dat seama. Mersi că m-ai luminat. Bă, păi, poate credeai că sunt cu Teo, gen asta a fost... Zic că mi-a aplicat aia, că după primele 3 cuvinte îmi vrea să... Da? Bă, păi și dacă eram în real, ce făceai? Salvai pe Teo sau nu? Bă, nu știu. Bă, tocmai ai asistat la prank-ul meu de 100.000 de abonați. Te-ai prins, n-am ce să zic, bravo ție. Te ciocănim data viitoare. Da, felicitări. Mulțumesc. Bine, bro, mulțumesc că ai răspuns, te pup. Băi, mă gândesc ce a fost în mintea lui, că dacă stăm acum să ne gândim logic, nu prea are logică să te sune polițistul de pe telefonul lui, dar ce faci când vezi apelul de pe telefonul Teo și te întreabă ce răspunde în secundă aia, că poate chiar a fost real pentru că Teo a scris pe grup că va pleca la apartamentul iubitei lui în Vitan și poate chiar era adevărat și îl scotea din bela sau nu îl scotea, gen în secunda aia nu stai să te gândești, eu nu știu ce aș fi făcut. Deci cam asta a fost și vlogul meu de 100.000 de abonați. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți cu mine aici și pe mai departe. Doamne ajută să ne vedem bine și la 200.000 și la 500.000 și la 1.000.000 de abonați.
Nu uitați să lăsați un like, un comment și un share dacă v-a plăcut, să vă aveți prietenii voștri și până data viitoare v-am pupat, pa, pa!